de ce informații ți-a transmis autorul? A, B, paralelă cu DC și congruentă. A, B, paralelă cu DC și congruentă. Da. Și unghiul A congruent cu unghiul C, unghiul D congruent cu unghiul B, și unghiul A cu unghiul D fac 180, unghiul B cu unghiul C. Așa, peste tot la fiecare lată. Da. Unghiul opus sunt congruent, diagonale se îmbunătățesc. Da. Ce mai ai spus? Nu mai ai spus încă. De ce ai spus latul meu? Diagonale se îmbunătățesc? Sigur că da. Nu l-am dus, dar în mintea mea toate aceste lucruri, că am deschis gura și spanele toate sunt prezente. Toate becurețe s-au aprins cu informațiile acestea. Mai departe. BC egal cu amic. BC se învățează cu amic, nu? Da. BC. Asta se învățează cu amic. Și măsura unghiului CAB egal cu 30 grade. CAB. Da? Deci, practic, eu fac următorul lucru. Puneți pe arcul C, adică după diagonală. Și iar dacă ajungești pe cealaltă țară jumătății. Da. Înseamnă, pardon, înseamnă că și ACD e de 30 de grade, pentru că ACD se pare. Sigur că da, sigur că da. Sigur că da. Măsura lui. Deci vezi, imediat îți sari în ochi. Doamna, nu o să te mai cunească copiii când ajungi la școală. Nu te mint. Deci ține minte, dacă noi ne ținem până începe școala de treaba asta, o să spună că ești altceva. E parcă pentru foarte mulți, parcă ai fost undeva la niște cursuri de, mă rog, universitari, ceva care nu... Și atunci o să spun, nu, eu cu prof online, vedeți aici lecțiile. Partea asta nu am văzut, dar noi trebuie un pic. Voi aveți un echer acolo și vă rog să-l luați cu echerul, da? Așa, da. Taie dreptele BC în număr. Pe BC o tai în număr? Pe BC cum s-o tai pe BC în număr? Păi eu prelungeam. Păi stai. Taie dreptele. Dreptele? Aaa! Pe BC și AD. Pe BC o pot duce cât de mult. Băi, gândiți BC segmentul. Da. Dar eu dau să se autor tai dreptele. Dreptele, corect. Deci duc prin BC, o duc cât de mult.
ai dreapta pe ce? Și a punct. Mă, parcă... Nu, la mine, pe desen. În punctul mă. În punctul mă. Și pe AD, în punctul mă. Și pe AD, iau-te pe AD. Vini și AD. O prelege și pe AD. În punctul... Adică triunghiul ăsta ar fi congruent cu ăsta. Putem să arătăm. Nu știu dacă folosește. Apar n-am. Dar eu acum zic, bă, și de asta, dacă am nevoie, am să țin cont. Încă o dată, reiau. S-a fost paralelogram. Toate rale am adus la minte. Diagonale, dacă ar fi, și-o fost. Asta te întâlnesc când se jumătățește foarte bine chestia asta. Încă am dus pe mediatoarea lui D.B. Prin nou, se înțelege. Da? Și această mediatoare dusă, tai laturile acestea paralele, laturile opuse pe BC și pe AD, în punctele N și M. Sentimentul meu este că AN ar să fie cât CM. Nu știu de ce zic. AN cât CM, așa ar vrea să cred. Pun semn de întrebare. Suntem întrebare dacă într-o creștere. Dar unghiurile sunt congruente categorii. Asta a spus bine. Da. Când începe în tacă, a rezultat că unghiul B, A, C, e congruent cu unghiul A, C, D. B, B, A, C. A, C, D. B, A, C, cu A, C, D. Și atunci are 30 grade. Și ăsta e de 30 de grade. Cum ai spus tu? 30 de grade. Nu? Da. Unde ai 90? Unde 90? Ăla-i 90. Și ăsta din jur aici. Și sunt 360 și acolo din 90 și luate tot din 90. Dar nu am un unghi acolo din 90. Tu unde ai stai din 90? Da. Păi noi. Ăla-i sus, trebuie să te pui, domnul profesor. Da. Mi-a adus mediatoarea lui DB. Deci, atenție, nu forțăm mâna cu niște lucruri care nu sunt. Dar și sunt greșeli grave. Exact. Te-ai dus că ar fi din 90 de grade și ai stricat toată problema. Deci nu te de pe figură ce te poate păcă. Mergem mai departe. Știind că perimetrul patrulaterului B, M, D, N este 8A, B, M, M, D, 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 N. Acum unim ăla. Că e patrulater, nici zice că e patrulater deja, domn profesor, nici măcar nu trebuie să ne mai omorăm. Nu, dar nu, e patrulater, patrulater. Nu știe că e paralelogram, aveți dreptate. Spune că e paralelogram. Este 8, adică fiindcă e 8 ori BC. Perimetrul, nu? Hai să da. Zicem acolo. Perimetrul lui B, B, D, egal 8A. Perimetrul lui mai adaugă și B, M, N. Se arată că cred că e pătrat figura, mă gândesc. Nu știu ce ce. Se arată că figura N, B, M, D e pătrat. Nu știu. Așa e? Nu știu, să vedem. Determinați măsurile unghiurilor și lungimile diagonalelor patrulaterului A, B, G, D. Deci găsim unghiurile și lungimile... Unghiurile opuse știm că, adică D cu B congruente și cu cât. Deci vreau măsura unghiului A, D, C, nu? A, A, D, G, da. A, D, G. D, G, B. Egal cu cine? Măsura unghiului... D, G, B. D, C. Da, da, două sunt egale și da. Astea sunt două câte două. Corect. Da. Și mai vrea și lungimile diagonalelor. Deci ce vreau să aflăm și cât este DB, tot în pătrare, da? DB egal cu cine și AC egal cu cine. Ioana, stop. Cred că stop. Nu știu ce fac, e acolo.
nu mă mai interesează. Încercăm noi să vedem dacă am înțeles. Încep tu să povestești. Păi avem paralelogramul ABCD. Da. Asta înseamnă că AB e egal și paralel cu DC, AD e paralel și egal cu BC. Da. Unghiul DAB este congruent cu unghiul BCD și unghiul ADC congruent cu ABC. Unghiul opus congruente. Da. Diagonalele se înjumătățesc, adică da. AO egal cu OC și BO egal cu OD. Excelent. Și unghiurile alăturate sunt suplimentare. Corect. Unghiurile alăturate sunt suplimentare. A fiecărui laturi. Da. Bun. Că au zis numai că s-au pronunțat paralelogram, da? Mai departe. După aia BC egal cu A. Da. Măsura unghiului. Da. CAB egal cu 30 de grade. CAB e de 30 de grade, dat în problemă, da. Și din asta rezultă că... Stop. Mai este și cel la 30 de grade, da? Da. Și perimetrul patrulaterului NBMD... Da. Este egal cu 8A, adică 8 ori BC. Da. Acum, întrebarea, a mai fost ceva dat în ipoteză și ai scăpat esențialul. Cum s-au obținut punctele N și M? Că N, M e mediana... Nu mediană. Mediatoarea lui DB. Foarte important. Deci N, M, dacă tu pășeai peste asta... Fără să ai în vedere ipoteza asta, știi bine că am luat un segment, am dus mediatoare acolo, nu? Da. De acum, dacă intri în problemă, greșit. Nu vei putea să corelezi lucrurile. Deci ce facem? Citim ipoteza, tu ai pe căiețel. O citești odată, două ori, șapte ori și mai departe. Deci, repetam. ABC de paralelogram. Cu toate consecințele de acolo, cu toate proprietățile. Măsura unghiului CAB 30 de grade. Corect. NM este... Foarte important. NM, mediatoarea lui DB. Stop. N fiind intersecția lui AB cu mediatoarea. N e pe mediatoare. Da. Ce părere ai despre proprietatea punctului de pe mediatoare? Atât al lui N și ca al lui mediatoarea lui DB. Ce știm noi despre mine? Că sunt la egală distanță. Asta înseamnă că DNB este un triunghi isoscel. Excelent! Adică ND este cât NB. Da. Și la și, M? Și pentru că NO, să zicem, e perpendicular pe DB, asta înseamnă că NO este și mediană și mediatoare și înălțime în triunghiul DNB. Corect! Deci NM... Și bisectoare. Și bisectoare de toate. Deci nu sunt capi discuții. Totul perfect. La fel și triunghiul DMB. Așa. Și din partea asta alta. Adică DM este cât MB. Da. Nu? Excelent. Excelent până aici. Și... NDMB. Cu asta am aflat că NDMB e paralelogram. Nu. Zis, nu, îmi pare rău. Nu trebuie să mă abandonez. Eu am vrut să zic și eu ceva, dar tu nu trebuie să fii atent la ce spun eu. Eu pot să spun o prostie. Tu ești foarte tare aici. Deci, țineți părerea ta. Am să-ți povestesc ceva. Să-ți arăt un filmuleț. Am făcut cu un băiețel de clasa a doua o problemă. Și băiețelul Mario se cheamă la clasa a doua. Și eu, în timpul ce făceam problema... Am fost trecut o greșeală fără să vreau. Adică, din neatenție, și trăgeam de el și el spune, nu e adevărat. Măi, cum are omul, hai mă să luăm dată ipoteza. Și eu iarăși, nu e adevărat. Ce spune? Nu e adevărat. Și a început să plângă. Îl vedem în film. Trebuie să arăt filmul că este superb. Eu când am văzut că plânge, am zis, oleu, ce fac eu acum? Cum să-l convin pe el? Că el o ține pe a lui. Și m-am dat seama că avea dreptate. M-am dus la pupa de bucurie. Am zis,
Tu m-ai salvat, mă. Tu m-ai salvat, mă. Ai ținut atât de mult de ideea ta că tu simțeai că e corectă și eu, neatent, spuneam că nu e corect. Da, și nu puteam să înțeleg ce spuneați. Că era numai o prostie ce spuneați. Nici nu eram atent la dumneavoastră. O să-l vedem acum. Îl vedem că am promis în filmul ăsta. Vedem și asta. Zi încă o dată. Deci, ai spus foarte bine că despre N, D, M, B ar fi ce? Paralelogram. Dar mi-am dat seama că este ori romb, ori pătrat. Spre cine ai înclinat mai mult? Spre... pătrat. Spre pătrat. Ce motive ai să spui că este pătrat? Păi, dân egal cu... toate laturile sunt congruente. Deci dână este cât nb, nu? Da, și cât din, m și cât... bm cu dână acestea. Într-un romb, într-un romb, hai să ne gândim totdeauna... toate laturile sunt congruente? Într-un romb, da. Da, așa este. Ce este rombul? Este paralelogramul. Paralelogramul cu toate laturile consecutive congruente. Deci două laturi consecutive congruente. Da. Iar pătratul ce este? Pătratul este paralelogramul... Care e deosebire între pătrat și romb? Și paralelogram. Pardon, nu, și romb și pătrat. Pătratul este rombul cu un unghi drept. Asta-i, rombul cu un unghi drept. Deci dacă noi putem arăta că această figură